палки в лицанке. Воно є. Așa. În adolescență am înțeles că îmi place fotografia și evident că mi-am luat un aparat și am început să încerc să inventez tot felul de încadraturi, tot felul de situații. Într-un timp eram foarte obsedată de Tarkovski. Până astăzi este un fel de mentor spiritual. Da, cum tu știi asta, Arena? Da. La filmări, eu parcă merg pe autopilot. Doar de acolo. A? Acolo merg tot ceea ce am adunat eu până acum se explodează. Nu, cumva oamenii din cercul de film de aici, din Moldova, sunt foarte deschiși la ideea că o fată, uite, poți fi producător, poți fi regizor. Am două filme cu care pot să zic că sunt așa închegate. Ele reprezintă o perioadă de căutare. Nu mă regăsesc în ele acum, pentru că foarte multe lucruri s-au schimbat. Eu acum, sincer să fiu, încă nu mă simt pe deplin regizor. Pentru mine nu este principal să fiu numită regizoare. Consider asta o vocație, nu o chestie de gen. Dacă vreodată o să se întâmple ca să fiu discriminat pe bază de gen, eu am sport o conversație cu persoana dată nu despre gender equality, dar despre umanitate. Filmul în Moldova este într-o stare de post-hibernare. Eu simt că, în general, la festivale, Moldova începe să aibă o oarecare chemare. Trebuie ceva de făcut urgent la nivel local și faptul ăsta pe mine foarte mult mă motivează.